Gata. Bun. Renault Arcana. Renault Arcana, imediat să merg. Deci stai și eu oglinzile. Renault Arcana. Facem. Am dat prea devreme, vorbesc eu cu el. Vorbește tu. Haide, mă. Stai. Electrice. Cred că este altceva, n-are ce să fie. 1.3 TC, 140 de cai putere. Oricum, la partea de prezentare pe care o vedeți înainte de partea asta de condus, ați văzut ce motoare și ce alte chestii. Ok, hai să închidem. Butoane cu impuls. Padelele sunt un pic cam depărtate. Eu vreau din pedal, din padele. Și acum. Hai să vedem. EDC, dublu ambreiaj. Asta e același motor pe care îl găsim. Stai mai puțin. Asta nu are moduri de rulare. Că nu-mi dau seama. Prima dată când mă urc la Arcana la volan. Hai să vedem. Că testul e făcut înainte de prezentare, știi? Da, ok, hai să mergem cu ea așa. Cum o fi, din padele, da? De 4, de 5, de 6, de 7. Deci are 7 trepte de EDC-ul cu 7 trepte de la Getrac. Ăla care se pune și pe merțanele care au motorul ăsta. Cutia aia de la Mercedes e diferită. Hai să vedem. Eu nu știu nimic despre mașina asta, dar o să ghicesc undeva la 250-280 Nm, 200 de cai. 260, 140 de cai, 260 Nm. Aha. Hai să vedem. Toate moca. Băi, e surprinzător de... A, lucrează. Surprinzător de agilă. Dar cutia... Ce trebuie, nu are mod manual. Da, cutia trebuie să mergi cu ea pe padele. Dacă nu e făcută să fie sportivă, dar e surprinzător de agiluță, așa, știi? Fața e un pic deconectată, confortul e bunicel, scaunele sunt surprinzător de confortabile și puntea fației e destul de conectată. Chiar e. Ia merge. Mi-a schimbat-o singură, că dacă o lași, ea schimbă singură. Și dacă o lași pe auto, merge ok. Volanul mi se pare gros în versiunea asta RS Line. Și da, are limite. Nu subvirează, să știi. Nu subvirează. Pe cum te aștepta, e destul de neutră. E destul de neutră în comportament. Uite. Da, nimic, chiar da? Da, chiar da. Incredibil. Bravo, Renault. Deci folosește bine greutatea de pe bot. Da, asta e pe platforma de Clio făcută, care și Clio are un comportament dinamic foarte bun, știi? Mm-hmm. Ui. Și n-are roliu nici asta. Chiar asta chiar are valențe sportive aproape. Aproape. Nu? Da. Și cutia schimbă destul de rapid atunci când o folosești tu să schimbe, știi? Bam, 3, 2, 1. A schimbat bine. Ia să vedem ce face domnul Cuși despre mașini. Domnul Cuși despre mașini, cum este Jaguarul? M-am dat jos din moca. Da? Și asta se simte super grea. Am înțeles. Bă, Arcana e surprinzător de mișto. O să văd acum. Hai că vedem. Bagă pe 0.5. A întâia, da? A doua. Bum. Eu nu știu traseul, că l-am făcut. Asta e a doua mașină pe care noi o conducem. Nu știu ce ordine o să le postăm. Asta e a doua. De frână de motor. Frânele. Bunicele. Initial bite-ul bun. E ok. Bă, da, mă surprinde cât de agilă este. Adică, uite-te. Și are tracțiune la ieșire, chiar dacă îți intră un pic SRP-ul și stai macaroana, stai puterea puțin, e ok. Adică nu... Da, și de unde stau eu inspiră mult mai multă încredere decât... Într-adevăr, cutia ar putea fi mai... Adică ar putea să mă lase pe manual mai mult, știi? Aia e problema. Deci n-avem plus minus aici, doar padele. Uite, Isuzu de Max-ul. Ne urmărește domnul Cuși despre mașini. În spate, după cabinica cu Jaguarul. Bă, surprinzător de mișto. Chiar, poți la volan, ok? Vizibilitatea e bunicică. Un pic, da, deci nu subvirează, efectiv, abia la limită, la limită. Foarte agilă. Trebuie să o lași cutia. Da, cutia trebuie să o lași pe drive, că n-ai ce să-i
n-ai ce să-i faci. Dacă îi dai din padele, îți schimbă după aia, după aia te trezești că nu știi în ce treaptă ești. Mai bine o lași așa. Motorul destul de potent are, să zic, un răspuns un pic mai întârziat decât ce oferă Mercedes cu același motor. Și am urechile înfundate acum pentru că am coborât portul digital, au îmbunătățit un pic grafica spre deosebire de alte modele. E o chiuță. Surprinzător de agilă și pe partea de confort stă bine. Nu că drumul ar fi fost super denivelat, dar pe denivelările scurticele așa e decentuță. Decentuță. Ok. Decent. Eu te avem și un Golf 8. Home, nu mai fi. Gata, stop. Frumoasă mașină. Da. Așa. A, nu pui pe ăla. Nu pui pe... Nu, las că puțin așa. Că puteai să pui așa ca să fie. Bine. Te duci rec? Da. Bine. Așa. Și acum suntem cu Arcana în teren accidentat. E mai mult un drum de macadam, nu este off-road greu, dar putem să ne dăm seama cum se descurcă. Pe tracțiune n-am nicio problemă, dar oricum nu mergem noi să avem nevoie de aderență. În schimb, e un pic cam rigidă suspensia pentru un astfel de drum. Nu e inconfortabilă, dar se vede că nu e mașina gândită să meargă în condiții de teren accidentat extreme. Răspunsul la pedale e bunicel. La viteze mici, la unele mașini e greu să dozezi accelerația la viteze mici, dar văd că se descurcă transmisia automată cu nevoia mea de cuplu. Ia să uite, un drum ceva mai greu aici. Oricum, condițiile nu sunt foarte vitrege, dar poți să faci un test aici de suspensie și de răspuns, că nu vom chinui mașinile, în niciun caz.